Căldură și apă caldă cu porția în plină iarnă pentru abonații regiei pășcănene de termoficare. Conducerea REA GCL a hotărât ca centralele să funcționeze mai puțin pentru a reduce consumul și cheltuielile cu gazul metan. Așadar, abonații la sistemul local de încălzire vor primi căldură doar dimineața între orele 5 și 11 și seara de la ora 17 până la ora 22. Noul program de furnizare va fi aplicat din această seară, dar urmează să fie modificat în funcție de probleme care apar. Directorul regiei pășcănene de termoficare spune că măsura raționalizării consumului de gaz și implicit a furnizării căldurii este necesară pentru a putea achita facturile la gaz metan și a evita o nouă debranșare. Pentru că în această perioadă am primit factura de prezumat consum gaze naturale pentru luna decembrie și pentru că suntem în imposibilitatea de a achita integral această factură, am luat decizia de a reduce consumul de gaze naturale, implicit furnizarea de energie termică și apă caldă către clienții noștri. În acest sens am făcut programul comun atât pentru apă caldă cât și pentru energie termică. Vom livra în perioada sau în intervalul orar 5-11 dimineața și de la ora 17 la ora 22 în fiecare zi. Noul furnizor de gaz solicită plata în avans a facturilor. Cea pentru luna noiembrie este de 458.000 de lei și a fost deja achitată, iar până la sfârșitul acestei luni trebuie plătită și factura pentru luna decembrie de 887.000 de lei. În total, circa 1,3 milioane de lei, 700.000 subvenție de la primărie, iar restul trebuie colectat de la consumatori. Pe această cale sperăm să reducem odată consumul de gaze naturale și valoarea facturii și sperăm să reușim să plătim factura pentru a nu pune în imposibilitatea de a furniza întregului oraș energie termică. Revin cu rugămintea către clienții noștri de a achita datoriile restante pentru ca noi la rândul nostru să putem plăti facturile la gaz. În momentul de față, REA GCL Pașcani are de încasat peste 3,7 milioane de lei facturi restante la căldură de la populație și datorii la bugetele de stat de peste 40 de milioane de lei. Legislativul local a amânat pentru primăvara anului viitor luarea unei decizii pentru intrarea în insolvență. Anunț important privind recentele modificări și completări aduse legii fondului funciar numărul 18 din 1991. Comisiile locale primesc cereri pentru atribuirea terenurilor care nu au fost cooperativizate, aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești, dar și a terenurilor care au fost cooperativizate și pe care au fost edificate construcții ale fostelor CAP-uri. În registrele agricole de la Pașcani sunt înregistrate deja circa 60 de astfel de cazuri, dar în teren numărul lor este mult mai mare. Primăria municipiului face apel la cetățenii care vor să intre în legalitate să depună câte o cerere la Serviciul de Cadastru, Fond Funciar și Consultanța Agricolă. La Primăria Municipiului Pașcani a fost transmisă o adresă de către instituția prefectului județului Iași, adresată tuturor comisiilor locale de fond funciar din județ. Bineînțeles că este o adresă venită la toate primăriile din țară. Se referă la aplicarea legii 231 din 2018 și e interesant de știut și o informație importantă, în special pentru cetățenii ce se află în această situație. E vorba despre terenurile aferente construcțiilor edificate de către fostele CAP-uri și cazul terenurilor care nu au fost cooperativizate. Cererile vor fi primite până pe 7 decembrie 2018. Ele trebuie însoțite de o serie de acte doveditoare privind terenurile și construcțiile. Pentru terenurile aferente construcțiilor edificate de către fostele CAP-uri sunt prevăzute îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții. Sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate, fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor, pentru terenul aferent construcției nu au fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate și terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale. Pentru terenurile aferente locuinței care nu au fost cooperativizate, sunt prevăzute îndeplinirea următoarelor condiții. Și sunt trei condiții la număr. Solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale. Dacă terenul este în proprietatea statului
și persoanele solicitate au calitate de proprietare ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi și 3. Nu fac obiectul celor de reconstituire sau constituirea dreptului de proprietate de către alte persoane. Este necesar ca la nivelul fiecărei comisii locale de fond funcțional să deschidă un registru special cuprinzând înregistrarea acestor cereri. Mai mult, ca și informații suplimentare pentru dumneavoastră, vă pot spune că în situația aceasta, în zona municipiului Pașcani, se află aproximativ 50 de persoane, cele mai multe dintre ele, 21 la număr, fiind în zona Boșteni. Cumpănă grea pentru o familie din comuna Deleni. Doi părinți și 4 copii au rămas fără acoperiș deasupra capului în pragul iernii, după ce locuința lor a ars în întregime. Tragedia s-a petrecut săptămâna trecută, noaptea de miercuri spre joi, 14 spre 15 noiembrie, în jurul orei 3. Tatăl, Victoraș Bucătaru, a fost cel care a văzut o lumină imensă la ușă și a reușit apoi să își salveze familia din calea flăcărilor. La 3. Trei și ceva, nu mai știu exact, nu m-am uitat la ceas. Pur și simplu m-am trezit așa pe fund din pat și am ieșit afară, că am văzut o lumină mare pe ușă. Când am ieșit afară, am ieșit doar pe salon, că pe ușa principală din față, n-am trebuit să mai ies. Ideea în secundă care mi-a venit, m-am dus în cadrul acoperilor și am țipat la ei, nu mai știam cum să reacționez și am scos afară, pe aia mica dată-o în brațe și am scos ușa din spate. Proprietarii nu au mai reușit să salveze mai nimic, doar câteva bunuri și un diplomat cu acte. Au sunat disperați la serviciul de urgență 112, însă flăcările s-au extins, iar până la intervenția salvatorilor, casa a fost cuprinsă aproape în întregime de foc. Unde arde? Sus sau jos? Am închis, doamne, dacă trebuie ceva, trebuie deja ne arde toată casa. Nu știu, și după care oamenii foarte târziu după bierii. Eu nu știu ce frate, dar deja s-a trebuit 20 minute. M-a râs, da? Da. Deci eu durat 20 minute, am stat cu furtul din fața ușă, dar nu cu zea apă, că nici am blocat, nu știu ce zise. După aia, mă dați seama. O începerea o dată urmată, Deja se prăbușa tot haizașul, tot, nu acoperi, se prăbușa în casă, tot, n-am acoperit copiii și a fost prăbuș. Cauza incendiului stabilită de autorități ar fi fost un scurt circuit electric, deși proprietarul susține că a montat instalația electrică nouă în urmă cu câțiva ani. Și eu constatat că un scurt circuit, cum așa se zice, să se vorba cu un cablu realizat pe acest lucru. Ați văzut voi, unde ați văzut voi carurile, nu e zonat, că era, deja era tot cazul de voi. Acum toată familia locuiește la o rudă până când se va pune din nou pe picioare. Vecinii s-au mobilizat și au sărit în ajutor, la fel și administrația locală cu un sprijin de 10.000 de lei. Voi oameni deja au venit la treabă niște bărbați. A doua zi deja au venit femei, bărbați, copii, o eliberată de balasat din casă, au scos, s-au cărat moluzul. Iar niște bărbați au venit deja, au făcut fiere pentru centura, altă centură, că nu se mai poate. Și s-a făcut panouri de cofrat, acum azi sărbătoare, nu le dau voie la nimeni și suflet avea, că am în Dumnezeu deasupra capului și ea vătără ce face și nu vreau să mă pun rău. Acum, de mâine, să vedem dacă s-a mai îmbunat timpul, să cofrăm, să punem centurile. O să vorbesc la o stație de betoane, că acolo au și aditivi pentru temperaturile mai scăzute la beton. Însă nu este suficient. Familia Bucătaru are în continuare nevoie de sprijin pentru a-și reface căminul la care a muncit din greu în ultimii ani. Cei care vor să-i ajute pot face donații în conturile afișate sau pot lua legătura cu tatăl, Victoraș Bucătaru, la numărul de telefon 0758 515 437. A scăzut aproape la jumătate numărul persoanelor care depun cereri privind ajutorul pentru căldură oferit de administrația locală din municipiul Pașcani. Până în prezent au fost depuse 321 de cereri, cele mai multe fiind pentru gaz, urmate de cele pentru termic, lemne și, pe ultimul loc, energia electrică.
După cum bine știți, la Primăria Municipiului Pașcani, începând de o lună, două de zile, se primesc acele cereri privind sprijinul pe căldură, gaz, termic, lemne, respectiv energie electrică. 321 de solicitări avem până în momentul de față, 161 pe gaz, 110 termic, 44 pe lemne, 6 pe energie electrică. A scăzut simțitor, putem spune aproape la jumătate, ca și diferență față de anul trecut, numărul acestor persoane ce solicită. Asta deoarece o mare parte din cei care au primit acest sprijin în anii trecuți nu se mai încadrează, deoarece au veniturile mai mari datorită creșterii punctului de pensie și a salariului minim garantat. Asta și din cauza faptului că au crescut veniturile prin acele legi date în care s-a mărit și practic punctul de pensie, dar și salariile propriu-zise ale populației prin creșterea salariului minim în România. Totodată, multe persoane au renunțat să mai vină la primărie să solicite acest sprijin pentru că nu se încadrează din celelalte puncte de vedere, fie au conturi bancare, fie au, eu știu, mașini, tractoare, utilaje și așa mai departe. Noi primim în continuare aceste cereri la Primăria Municipiului Pașcani. Cei care vor să se încadreze cu toată luna trebuie să vină cât mai urgent să depună aceste cereri. Administrația locală așteaptă în continuare cereri de la pășcăneni. De precizat este faptul că cererea și actele doveditoare privind veniturile familiei trebuie depuse la asociațiile de proprietari, de locatari de la bloc sau la primărie de cei care locuiesc la case. Orice modificare a acestora poate fi adusă la cunoștința administrației locale până la jumătatea fiecarei luni de iarnă. Sfârșitul lunii noiembrie aduce o mini-vacanță pentru români. Vineri, 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Andrei și este zi liberă legală decretată de la stat. Data poate fi legată de zilele de weekend, 1 și 2 decembrie, astfel că românii vor beneficia de 3 zile libere, o adevărată mini-vacanță la începutul sezonului de iarnă. După mini-vacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, urmează perioada sărbătorilor de iarnă și alte zile libere. Prima și a doua zi de Crăciun sunt libere de la stat, având în vedere faptul că 25 și 26 decembrie pică în zilele de marți și miercuri din săptămână, este probabil ca și ziua de luni în ajunul Crăciunului să fie zi liberă. Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajații care sunt nevoiți să lucreze inclusiv în zilele considerate libere vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu. Camera Deputaților a adoptat miercuri legea privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele 1-4 din învățământul de stat și confesional. Conform Mediafax, banii vor proveni din bugetul Ministerului Agriculturii. Achiziționarea mierii poliflore, transportul și distribuția acesteia la unitățile de învățământ pot fi contractate și de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale, cu asistența direcțiilor pentru agricultură județene, conform proiectului de lege. Mierea va fi ambalată în borcane de 250 de mililitri, cu capac de culoare verde, marcată cu hologramă care atestă calitatea și va proveni exclusiv din stupinele autorizate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are obligația de a verifica periodic calitatea și condițiile de distribuție. Proiectul de lege a fost adoptat pe 20 martie de Senat în calitate de primă cameră decizională. Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din municipiul Pașcani se pregătește pentru a sărbători zilele școlii, ce vor avea loc în perioada 1-6 decembrie. Înainte de programul special, va avea loc un eveniment de debut sâmbătă 24 noiembrie de la ora 10 la sediul primăriei din Pașcani. În sala de festivități va fi organizată activitatea Centenar de Suflet Geograf, ce va începe cu o retrospectivă a învățământului geografic pășcănean. Prima activitate
Va începe pe data de 24 noiembrie la orele 10 la sala mare de festivități a primăriei municipiului Pașcani. Ne-am fi dorit să o putem realiza aici, în incinta liceului nostru, însă din păcate spațiul este mai mult decât impropriu și având în vedere participarea suficient de amplă, am primit sprijinul primăriei în acest sens. Așadar, va fi practic o coagulare de activități cu spectru generic care se pliază pe undeva pe o activitate centrată și denumită generic Centenar de Suflet Geograf, realizată ca de fiecare dată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și sub auspiciile Cercului Zonal al Profesorilor de Geografie. Pe lângă alte activități va avea loc și încă o lansare de cartea doamnei profesor Maria Coteț Botezatu. Va avea loc o nouă lansare de carte a subsemnatei, o lansare care vine pe undeva în completarea primelor două cărți pe care le-am lansat în urmă cu 5 ani și respectiv în urmă cu 2 ani de zile. Nu este o lansare întâmplătoare, stimații mei concitadini. Mi-am dorit și am gândit de ceva timp acest lucru din dorința mea lăuntrică de a aduce în fața semenilor mei mulțumirea, gratitudinea mea pentru modul în care m-au primit în urmă cu 30 de ani și m-au acceptat și m-au ajutat să mă pot aclimatiza, să-mi pot fixa aici noile rădăcini. La final, elevii liceului vor susține un program artistic închinat centenarului Marii Uniri, care va da startul zilelor școlii. Și în acest an, Comuna Tătăruș a fost promovată la Târgul de Turism al României, ce s-a desfășurat weekendul trecut în centrul expozițional Romexpo. Mica Bucovina a adus în atenția vizitatorilor tot ce are mai bun și mai frumos. Vorbim despre straiele populare tradiționale, rezervația forestieră de falci seculari, tradiții, istorie și cultură. În perioada 15-18 noiembrie, dar în fiecare an, Comuna Tătăruș a fost prezentă la Târgul Național de Turism, unde, ca de fiecare dată, ne-am prezentat comunitatea noastră, ne-am prezentat istoria și legendele, cultura și tradițiile. Și anul acesta am avut mulți vizitatori interesați să vină în zona noastră la Tătăruș. Cei interesați de locurile frumoase din România au fost interesați să viziteze și Comuna Tătăruș. Singura problemă este cazarea, însă primarul Costel Iosub a recomandat pensiunile din zona Pașcanului și speră că în viitorul apropiat să fie astfel de locații chiar în comună. Dar, ca de fiecare dată, aceeași întrebare vis-a-vis de cazare, dar noi am promovat pensiunile din Pașcani, de la Mosta, cele din împrejurim, cu gândul și speranța că în viitor cât mai apropiat și Tătărușii va fi pregătit să aibă cazare pentru cei care doresc să ne viziteze localitatea noastră. A fost o ocazie numai bună și pentru promovarea celor trei festivaluri mari de peste an ce au loc la Tătăruși. Le-am povestit despre cele trei festivaluri pe care noi le susținem la Tătăruși, cel de iarnă cu tradițiile și obiceiurile, cel de vară, Festivalul Rezervației Forestiere, dar și acel festival unde prezentăm cântul, dansul și corpul nostru popular, copiii, tinerii care vor duce mai departe tradițiile locului. Sperăm cu tot, din tot sufletul, că Tătărușii a arătat încă o dată interes pentru turiști și pentru doritorii de aer proaspăt și curat, de multă liniște și un loc unde se împletește tradiția cu valențele europene.
Tot la târg au fost promovate și comuna Cotnar, dar și localitatea Tupilați din apropierea comunei Ciohorân din județul Iași. Tradițiile de iarnă autentice românești au răsunat în pavilion. De precizat este faptul că Târgul de Turism al României este organizat de Romexpo de două ori pe an, fiecare ediție transformând centrul expozițional într-un spațiu al destinațiilor de vis. Reprezentantă printre cele mai importante companii din România și din străinătate, lumea fascinantă a turismului se întâlnește sub același acoperiș în cadrul edițiilor de primăvară și de toamnă ale târgului. Joi vremea va fi deosebit de rece pentru această dată în regiunile extracarpatice, iar noaptea și în cele centrale. În regiunile vestice și sudice, cerul va fi mai mult noros și cu precădere ziua, local vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie, iar la munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi condiții de polei sau ghețuș. În centrul și nord-estul teritoriului, înorările vor fi temporare, iar în Moldova vor fi condiții de fulguială. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 8 grade, iar cele minime în general între minus 9 și 2 grade. Pe arii restrânse, mai ales noaptea, se va semnala ceață asociată izolat cu depunere de chiciură. Joi în județul Iași se anunță o zi rece cu temperaturi negative și pe parcursul zilei. În termometre vor fi între minus 9 și minus 2 grade. Cerul va fi parțial înnorat și nu sunt anunțate precipitații. Vremea va rămâne la fel și spre sfârșitul săptămânii, cu temperaturi scăzute, dar fără ninsori.